uitați-vă în primul rând ce frumoasă este cartea asta. Și este o carte de poezie patriotică, să știți. Este un concept așa mai desuet un pic, mai devalorizat, dacă vreți, nu merită poezia patriotică un asemenea tratament, dar vă spun sigur că este un volum de poezie foarte bun, pentru că o să vedeți că este o doamnă care prefațează și care este foarte dură, de poeta Denisa Popescu. Ea n-ar fi făcut un asemenea lucru dacă acest volum nu era foarte bun. Vă spun sigur lucrul ăsta. Dincolo de atmosfera pe care o vreau destinsă, să știți că poezia patriotică este un lucru foarte serios. Este poate o zonă care ne lipsește în această perioadă destul de tulbure, nu numai pentru România. Este o poezie frumoasă pentru că este o poezie cultă, să știți. Deci domnul Vărășcanu face o poezie cultă, chiar dacă este o poezie de sorginte patriotică. O să vedeți că sunt coprinse stări, monumente și foarte multe poezii care sunt adresate unor oameni pe care domnul profesor Vărășcanu știe aproape de domnia sa. Sunt privilegiată astăzi pentru că am avut ocazia să citesc poemele din această carte înaintea tuturor celor de aici din sală. Sunt privilegiată pentru că îmi place mie să cred, prietenă cu unul dintre, și vă rog să mă credeți că simt ceea ce spun, cu unul dintre ultimii pământeni cu stea în frunte. De ce am gândit, de ce cred în sintagma aceasta? Pentru că realmente domnul profesor Constantin Vărășcanu ține de o lume pe cale de dispariție. O lume românească în care patriotismul era, eu sper să rămână, literă de lege. O lume în care eroii trăiau, existau în carne și oase, o lume în care nu era nevoie să te gândești, să te chinui, să-ți confecționeze artificial iluzii, pentru că nu găseai la tot pasul o cauză pentru care să lupți. Și la ora actuală, oamenii precum Constantin Vărășcanu fac, în opinia mea, acte de eroism, pentru că să încerci să întreții o flacără care stă să moară, pe care toate vânturile o bat de colo până colo, într-o epocă în care nu se mai vorbește corect și fluent românește, într-o epocă în care propria istorie este trecută sub obroc, în care învățăm istoriile altora, cum s-a întâmplat și înainte de 1989, să faci ce face Constantin Vărășcanu, ține de eroism. În privința acestei cărți, n-am să vă spun foarte multe despre poemele în sine, am spus-o în prefață. Vreau să vă spun doar că solemnitatea care îl caracterizează pe omul în viața de zi cu zi, Constantin Vărășcanu, este evidentă în poezie. Practic, spiritul lui Constantin Vărășcanu se exprimă pe de-a întregul, pe pagină, în litera tipărită. Poate mai curând decât în viața de zi cu zi, îndrăznesc eu să subliniez. Constantin Vărășcanu este un bon om, este un cavaler. Știe să zâmbească, știe să articuleze o idee, știe să articuleze un sentiment. Aici, în pagină, vedem un Constantin Vărășcanu copil, adult și senior înțelept în același timp. Istoria noastră este prinsă bine în poeme, care fiecare în parte înseamnă un imn, înseamnă o odă dedicată acestui neam despre care vă spuneam că rămâne în continuare un neam de la periferia istoriilor lumii. Remarcabilă această carte și prin, repet, limba în care este scrisă. O limbă care abundă în metafore, o limbă în care trebuie să te întâlnești, să stai de vorbă, tet-a-tet, dacă vreți, cu fiecare vers în parte. Dincolo de aparența de facil, dată de muzicalitate, de prozodia clasică, Constantin Vărășcanu este un tip extrem de profund. Fiecare vers este o metaforă și fiecare metaforă face trimitere, mă iertați, la o realitate spirituală. 3 luni în urmă, în luna iulie, la Casa Armatei sau Cercul Militar, cum se spune, am participat la o întâlnire în care cartea domnului profesor era proiectată pe un ecran, pe perete mare. Și acolo trona, cum a încheiat Denisa, introducerea la acest volum. Lecția de istorie, predată pe timaj de profesorul poet patriot Constantin Vărășcanu, curge ca o respirație nesfârșită. Catedra irumpe
sala de clasă se luminează, unul se cutremură în toți, toți devin unul. Scurt și la obiect. Și ca să întărim tot ce a spus mai devreme puțin Denisa, cu muzicalitate, cu proprietatea cuvintelor, cu versul ales, merg pe ideea din adagiul latin hic rodos hic salva. Un antic se lăuda că pe insula Rodos a dansat el ceva de speriat. Dar ce l-au aplaudat cei de acolo? Dar aici nu poate dansa. Și unul a zis, păi demonstrează-ne, uite, consideră că aici este Rodosul și dansează. Și în latină asta sună hic rodos hic salva. Să demonstrăm. Am ales două, trei poezii foarte scurte, dar reprezentative. Una din ele este intitulată Plop argintiu și mi-aduce aminte de poezia Plopii a lui Bacovia, desigur într-o altă atmosferă. Cum sună Plop argintiu de Constantin Vărășcan? Fără să vreau, fără să știu, am devenit plop argintiu. Și îmi luminează destinul azi un vânt subțire, parfum de brazi. Mă îmbie toaca în asfințire, sunt lemn albastru de mănăstire. Sărut pământul din veac în veac, plop de iubire, roman și dac. Și apropo de rendicitate și de vioiciunea catrenelor, ritmul acesta mă duce cu gândul la poezia Stelele în cer al marelui poet național Mihai Eminescu. Ce pot să spun despre cartea domnului profesor, cunoscându-i de fapt activitatea literară și culturală, atât de bogată și de variată? Domnul profesor Vărășcanu este o prezență în cultura argeșană și nu numai în cultura argeșană și îmi face plăcere să îl întâlnesc de fiecare dată, cum îmi face plăcere să ne întâlnim în cancelarie și să vorbim despre ale noastre, adică despre cultură, despre istorie, despre literatură, despre amintirile noastre comune la Colegiul Național Ice Brătianu, despre foștii noștri profesori, despre marele nostru colegiu. Facem parte din acea generație care încă mai vorbește despre cultură și nu despre grădiniță, despre copii, deși și noi avem copii, despre lucrurile comune sau numai despre politica aceasta amețitoare și uneori de neînțeles. În acest volum, dați-mi voie să fac câteva observații strict de literatură. E o anumită retorică romantică, uneori colocvială și de adresare directă către un cititor implicat, apropiat, dorit să fie apropiat prin aceleași emoții, adică prin emoții comune. Nu e vorba de un romantism ținând de doctrina estetică a curentului, ci de un romantism tipologic, categorial, general, a unui liric emotiv, cu afectivitate patriotică, adică de dragoste de țară, ca să spunem mai exact, autentică, nefalsificată. Nimic artificial, totul sincer, uneori cu acea naivitate a purității emoționale, de patriotism tânăr, niciodată contrafăcut. Sunt câteva simboluri, chiar obsesii, ale simboluri magnifice ale istoriei românești, țara, patria, credința, Moldova, Chișinăul, Zimbrul, Argeșul, Maramureșul, românismul în general, țăranii, Luceafărul, Brătienii, Florica, Brâncoveanu. Poezia este cel mai adesea dedicată. Dedicarea poate să aibă două valențe, sunt două tipuri de dedicație. O dedicație care o faci către cineva anume, în sensul că persoana respectivă te-a inspirat și în versurile respective găsești ceva din preocupările, din personalitatea celui căruia îi dedici versurile respective
și dedicațiile, așa cum ai dăruit cuiva un buchet de flori sau un cadou, fără ca în floarea respectivă să fie vreo simbolistică sau vreo trimitere către personalitatea aceluia. Domnul profesor Vărășcanu cultivă ambele tipuri de dedicație. Dedicația este uneori dificil de făcut, pentru că poate naște suspiciuni, anumită idee de oportunitate, dar cum îl cunosc eu pe domnul Vărășcanu, dânsul nu dedică din oportunism, dedică dintr-o apropiere efectivă față de oamenii pe care îi cunoaște. Mă surprinde că nu mi-a dedicat și mie o poezie, dar e timpul să-mi dedici o poezie, pentru că suntem... O să-i dedic eu o poezie în următorul volum, pentru că uneori suntem ființe complementare. Apoi aș sesiza de asemenea o folosire delicată, mă exprim științific, a cliticelor pronominale în antepunere verbală, folosirea unor cuvinte din registrul religios, istoric și cu evidentă trimitere patriotică, evidențiind în ultima instanță plăcerea acestei lecturi, care are o calitate excepțională, sinceritatea. Sinceritatea și nota specifică lui Constantin Vărășcanu, de la primele sale poezii, scrise în reviste, de la volumul său anterior, Ordesos, și în poeziile publicate în reviste. Îl cunosc acum în postaza de poet. Recunosc că sunt foarte surprins, pentru că nu știam astfel de activitate și de obicei când văd un volum de debut, mă aștept mai totdeauna să văd o poezie stângace, o căutare de rimă în care conținutul de fapt dă rima și nu-i invers. Rima rezultă din conținut, e o mare diferență. Cei care scriu poezie înțeleg bine ce spun eu. Dar iată că domnul profesor ne dă o poezie foarte matură, foarte frumos elaborată, cu mare talent, și aș spune că această carte, lecția de istorie, nu este mai o lecție de istorie, ci este o lecție de artă, de mare artă, de estetică, de mare bucurie, pe care și domnia sa și noi o împărtășim. Mi se pare un lucru de excepție și fără îndoială, dumneavoastră este un om tânăr, sunt convins că și alte volume vor urma. S-a vorbit despre simbolul fântânii. Mi se pare un simbol extraordinar. Ce dă fântâna? Apă. Ce apă dă? Apa de care viața nu există. De acolo, de când putem să vorbim de toate izvoarele, de la izvoarele vieții, ale izvoarele culturii, izvoarele istoriei, la tot ce vrem noi. De aceea mi se pare că este un simbol a toate cuprinzător. S-a vorbit mult aici de patriotismul domniei sale. Păi, toți trebuie să fim patrioți. Pentru că trăim într-o patrie, de fapt pe un pământ, pe care îl numim patrie, și pentru că în structura corpului nostru sunt toate elementele pământului pe care ne-am născut. Poate că nu toți știți că Henri Coandă, cel grație căruia astăzi face numai câteva ore dintr-un continent în altul cu avionul, și cel care a creat aviația reactivă, a venit către sfârșitul vieții, când nimeni nu mai știa dacă trece sau nu, să moară în România. Dar știți de ce? Pentru că a spus acest lucru extraordinar. Eu am venit să dau pământului elementele pe care le-am împrumutat în momentul în care m-am născut. Adică a dat ceea ce i s-a dat. Asta este exemplul cel mai superb de patriotism al unui om care a avut lumea la picioare. A. Discutăm despre patriotismul domniei sale în comparație cu alții care le plac pâinea străinilor, nu oprește nimeni. Acum. Sau decât să plece, să ducă. Noi, cei care simțim pământul de sub picioare, așa cum trebuie să simțim în toată amploarea și frumusețea lui, pentru că pământul este o ființă vie. Dacă lucrul ăsta unii nu știu, este un adevăr. Îl spune un om care s-a ocupat puțin de
filozofia Universului, știința Universului. Așadar, cu toții, dacă nu suntem, ar trebui să fim patrioți. Am ales doar două strofe dintr-o poezie care mi s-a părut superbă, Arhitectura turnului Chindiei, noi știm că Târgoviștea a dat mulți promotori ai culturii românești în mijlocul secolului cel la 19, nu 20, și cărea suntem pe deplin datori. Și iată o poezie dedicată lui Ion Peliade Rădulescu. Aprindeți, frați, lumina în turnul de chindie și până la miezul nopții topiți-o în poezie. Întoarceți planșa sfântă ascunsă de milenii, arhitectură mută, din genii spre genii. Cu noi e Universul, cel mare arhitect, prin lacrima divină zâmbește înțelept. Petrificați cuvântul, doric bazal de forță, în inimă și în suflet, să ardă ca o torță. Observați câtă conexiune, câtă coordonare între rimă și conținut. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine la acest eveniment deosebit, după 17 ani de muncă, de trudă, în care mi-am risipit versurile prin diverse publicații, prin ziare, prin reviste, și aici avem pe domnul redactor șef al revistei Carpatica Literară Artistică, domnul Nicolae Cosmescu, căruia îi mulțumesc pentru că, primul rând, a popularizat în paginile revistei. Aceasta este revista Carpatica Literară Artistică. Aici suntem noi cei care o redactăm. Domnul profesor Nicolae Cosmescu, domnul inginer Nicolae Cosmescu, spuneți-mă, este prezent aici. Dacă vrea să spună câteva cuvinte, l-aș ruga să spună. Așa, poate la urmă. Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Țin să mulțumesc domnului Constantin Băjenaru, care este domnul colonel în rezervă și care mi-a mediat cartea la centrul, la Cercul Militar Pitești. Pe domnul general Nițu Stan, care este veteran al celui de-al doilea război mondial și care a străbătut a luptat din Steva Calmucă, de la Codul Donului și până în Tatra Mică și Munții Javorina cu armata română și a venit pe jos cu armata română biruitoare în cel de-al doilea război mondial. Pe colegul meu de la Școala Doctorală Valahia din Târgoviște, Cornel Popescu, care doctor în istorie și cercetător, profesor universitar, profesor universitar, da? Mulțumesc și doamnei director Carmen Dumitrache, al Centrului Cultural Pitești, care ne ajută mereu să formăm și tinere talente. Ne găzduiește cu cenaclul Ligii Scriitorilor. Organizează niște activități deosebite și fostului meu elev, Marius Chiva, care este redactor șef al revistei Restituiri și care colaborează cu noi la diversele culturale, așa să lăm la Zica Vădescu. Fraților Motreanu, cu care ne-am format împreună de când erau elevi, studenți și am crescut așa o generație la oaltă. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc Denisei Popescu, o scriitoare deosebită, de o subtilitate deosebită, dar în același timp un critic literar, dar și un critic de artă, pentru că am ascultat-o vorbind la multe lansări de carte, am fost invitat de dumneai la emisiuni televizate și consider că toate au fost pline de substanță și de ceva deosebit. Adică, de asemenea, o onoare deosebită de prezența domnului general medic, un cercetător în medicină, care a străbătut toate meridianele globului și care este în același timp și un scriitor remarcabil cu lucrarea inteligența materiei și cu altele de acest fel. Mulțumesc colegului meu, scriitorului Lucian Costache, care are mai multe lucrări de literatură
are romane, are cărți de poezie și care s-a afirmat, adică ne-am afirmat împreună, am fost colegi de liceu la Brătianu și noi ne-am format în Brătianu. Ce să mai spun de gazda noastră, domnul director, care ne atrage la atâtea activități culturale și cu atâta competență și cu atâta dăruire și bunătate. Țin să mulțumesc și colegii mele, doamna Cornelia Ghinea, care am lucrat la Arhivele Militare Pitești, care este un cercetător al istoriei deosebit și un profesor de română inegalabil, care are o fire sensibilă și care este un scriitor la revista Argeș Cultul Eroilor, deosebit, un talent veritabil. Și tuturor celor care mai sunt prezenți în sală, de la Biblioteca Județeană, de la prietenul meu Rudi Răzvan, care deasupra la sală de lectură ne furnizează cu atâta dăruire cărțile de care avem nevoie, sursele inspirației noastre. Mulțumesc soției mele că este alături de mine la acest eveniment așa deosebit. Care a făcut un efort să vină de la servici, de la spital, unde lucrează, de la Spitalul Ștefănești, cu două ore mai înainte, mai devreme. Nu voiam să las la urmă că v-am să recit poezia aceea în întregime. Poezia dedicată. Și vreau să vă spun că și eu, și în poezie, în creație, sunt un produs al Liceului Brătianu. Liceu Nicolae Bălcescu sunt semnat pe vremea când eu și domnul profesor Costache eram elevii liceului. Datorez mult dascălilor mei, profesorului meu de limba și literatură română, Constantin Fulgean, pe care l-am mai găsit la catedră când eu am venit ca profesor de istorie la acest liceu. Am mai străbătut și prin alte școli, prin Zinca Golescu, prin Odovescu, unde am mulți barbu, elevi, absolvenți, mulți prieteni peste tot. Colaborez foarte bine cu instituțiile militare din oraș, că sunt și ofițer de rezervă, un om care mi-am făcut datoria pentru patrie și unde m-am format și acolo într-un spirit așa mai deosebit, mai aparte. Și apreciez pe acești oameni care știu să transmită un alt fel de patriotism, un patriotism care a îndreptat cu predilecție către eroii neamului nostru și cinstim de fiecare dată la Ziua Eroilor. Mulțumesc elevilor care am fost la monumentul ce ne-a fost încredințat de cultul eroilor, monumentul Poarta Eroilor, cu 250 de elevi am fost de Ziua Eroilor, am umplut Rivalea de tinerețe și de flori și am ținut acolo, cred că, cea mai frumoasă lecție de istorie cu ajutorul lor. Da. Și domn profesor a fost alături de noi cândva și vă invit pe toți să mai participăm la astfel de evenimente. Și în încheiere vreau să vă spun că această carte este dedicată elevilor și fraților mei. Deci și elevilor actuali, dar și absolvenților de la diferitele școli pe unde am predat. M-am format la Cenacul Literar Rebreanu, m-am format la Liga Scriitorilor, unde sunt membru, și la revistele la care colaborez. Am colaborat pe elev la revista Liceului, unde am fost membru colectiv de redacție, apoi chiar redactor șef al revistei Mlădițe, care în 71 a revenit la Junimea, și la revista Ligii Scriitorilor, la revista Argeș Cultul Eroilor și revista Restituiri, numai în Pitești. Dar mai colaborez și la altele, și la ziare și publicații locale. Prima poezie pe care vă citesc este poezia care dă titlul volumului, Frăția de Flori. Suntem flori brâncovenești în triunghiuri de iubire, cruci de aur la ferești, larg deschise în omenire. Suntem floare de Carpați, scut străvechilor mistere, străjuind un brâu de frați nevăzute juvaiere. Suntem floare de lumini, într-un zâmbet de giocondă, înfrățite rădăcini, urcând aurul în holdă. Suntem floare de stejari, în borzeștile tulpine, ridicând coroane mari,
în buchete bizantine. Suntem floare de frății, tăinuită îmbrățișare, agurind prin evi ce ții, sărutări cu aternare. Domn profesor doar a amintit de poezia Fântânarul, dedicată soției mele, am să vă citesc în întregime. Fântânii tu mi te-aș dragă, fântânii, o viață întreagă. Coborâ mi s-ar norocul în adâncuri comoroase. Strânge mi te-aș de mijlocul plin de daruri voluptoase. Săruta mi te-aș într-una văzul fără fund de mare. Îmbăta m-aș cu licoarea sufletului tău de soare. Fântâna mea cu sânii de lumini. Vă citesc ultima poezie dedicată distinșilor mei elevi și absolvenți. Lecția de istorie. Am să predau istoria la stele, am să predau istoria la sori, trecând la problematici mult mai grele, cu sufletul prin codri și nisori. Am să predau istoria la râuri, am să predau istoria la munți și am să măsor clepsidrele de grâuri și libertatea clipei de sub frunți. Am să predau istoria pe ape, vorbindu-le de Mircea sau Ștefan, iar ele chip de voievoz mi-arate în unda vreunui frasin sau tufan. Am să predau istoria cu visul și reflexivul verbului durut și am să cobor prin timpuri în abisul în care dorm eroii mei pescut. Vă mulțumesc mult pentru...